Bună ziua, dragi mei, și bine ați venit! Astăzi voi pregăti dulceață din afine sălbatice și sirop din conuri de pin. Dar pentru videoclipul de astăzi voi pregăti doar dulceața din afine sălbatice. Dacă vă interesează cea de sirop din conuri de pin, o am deja pe blog și o veți găsi în acest moment în linkul din dreapta sus al videoclipului, dacă veți apăsa pe el. Afinele sălbatice le-am spălat rând pe rând, mână cu mână, sub jet de apă și le-am ales de eventualele frunze și codițe rămase. Acum, dacă am mai rămas cu freuna, Dumnezeu cu mila! Știți cum se spune? Ceea ce este obținut cu greu este de durată și bun. Eu am aici 2 kg de afine. În oala în care vom pregăti dulceața, afine, zahăr, la 2 kg de afine, eu voi pune 1,5 kg de zahăr, rând pe rând. În acest fel o voi lăsa peste noapte până a doua zi. A doua zi punem oala pe foc. La foc mic. Voi pune și 2 cânte de apă. De această dată am ales să pun mai mult zahăr ca să iasă puțin mai lichidă. Nu-mi place genul acela de marmeladă. Vedem ce iese la sfârșit. Rămâneți alături. Opțional, un bastonaș de scorțișoară. Cum dă în fiert, o vom lăsa să fiarbă. Nu aleg spuma, nici nu aș putea. Iar aceasta oricum va dispărea la scurt timp după ce vom opri focul, când va fi gata. Amestecăm din când în când, ușor, în acest fel, din marginea oalei spre mijloc. După 20 de minute de fiert la foc mediu, adaug zeama de la o lămâie. O mai las un minut și oprim focul. O lăsăm puțin la odihnit, 5-10 minute, după care o turnăm în borcanele sterilizate. Mi-au ieșit aceste borcane. Aici ar mai fi de un borcan jumate. Aceasta se va mânca în casă imediat. Voi pune acum capacele și voi pune borcanele la cuptor la 110 grade pentru 15 minute. După care voi strânge din nou capacele bine și voi aștepta să se răcească. Voi desface a doua zi un borcan pentru voi și pentru mine, să vedem rezultatul. Nu voi desface pe acesta mâine. Am revenit așa cum v-am promis, să vedem și produsul final. Am zis că îl desfac pe acesta. E superb. Curge așa cum mi-am dorit. Superb.
Sper că v-a plăcut rețeta și o să o încercați și voi. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere! Superbă!